Salutare tuturor, aici pe Regele în Fân și astăzi bine v-am găsit la un nou episod din South Park Fracture Battle. Adică, na, fractura bătăliei, da. Da, da, pula mea, da, da, stați așa, da, da, o clipă, perfect, gata. Se vede perfect. Se vede perfect kill în puii mei. De ce chestii, da, mă, să iau rezoluția asta, nu pot să înțeleg. Rezoluția asta de grafică. Lasă. Chiar dacă nu vedeți mie caracterul clar, bine că-l vedeți pe... Bine că vedeți pe ceilalți. Lasă să vedem unde se vede cel mai bine. Ca să putem să vedem bine. Nu pe Photoshop, pe video. Da. Și da, ultima dată am fost cu capitanul Diabet în club și a venit Randy să ne bată și chestia asta. Băi, coaie, păi pe mine mă interesează de porcăriile tale. Uite, vin păpușa Barbie, nu vreau. Că nu-s fată. My little Eric loves making new friends, and so do I. Listen, I have new business cards, and I need a little helper to hand them out around town. See, I'm a personal tutor who does house calls. Try starting at Skeeter's Bar. Help me get some clients, and I will cook you something super yummy. Da, știu deja unde trebuie să merg. La barul Skeeter. N-am fost deloc pe la skater. Somebody call for a fat pet? Bă... Un checkpoint page. I could have taken like 7 million selfies by now. Da. Asta. Stai, peste, stai, stai, că vreau, am nevoie de tine acum. Hey, new kid, where to? Mulțumesc, pass, pass. Pass, pass. Mersi. La fel și ție, ne vrem pe mai încolo, da. Da, dracu, stea. Am să mă costumez în costumul meu frumos de rege. Bă, prea mult am fost rege, nu știu, în puii mei, să mai schimbăm. Acum suntem Shazam cu coroană. Uuuu, dragicile, ce faceți? Vreți să vă taie? Vă dau eu bătaie, fiară, la viață voi ale dracului de parașute. Du-du-du-du, melodia de la fetițele Powerpuff în puii mei. Oh! Ce-ai pățit, fata? Te-a lăsat gagică tu? Nii! Aaaa, se-mi bag! Mă, nu e bai, ne batem cu curvele. Ce-ar putea fi mai frumos, nu? Ești înghețată, mânca mie cucu. Cât despre voi două muriți. Așa. Supuneți-vă mie, sclavelor. Să nu mai fiu rob, vezi poate stragul acum. Norocita, drag. Vai, să vezi ce ței tu îngheți. Să-ți îngheți să pizda aia proastă în tine. Ai! Pierzător, fă mă, faci pierzător, să vezi ce ai să pierzi tu. O să-ți pierzi pizda. Adio. This is for all the ladies in the world who have to wear new tights.
Hyde. Antonio contra o fată care îl necăjește. De fapt, care îl cam... Na. Da, da, mhm. Care îl cam sâpie și în vază. O, Antonio se pare că a dat de fiecare dată o putere în fată sau ce dracu, pula mea. Nu știu ce am vrut să zic cu asta. O, Antonio se pare că a dat o lovitură. Se pare că a dat o putere într-o fată, o putere mare a elementalistului. Se pare că a dat de fiecare dată o putere într-o fată, rezistat. Acum e mai diferit. Ce pula mea vreau să zic, nu știu. Știi ce? Iau și coșul de gunoi, dar te iau și pe tine, pa. Am câștigat. Ce mă, Rebecca? What? Ai, da, pula mea, cât a grasa! Salut, doamnă Rebecca, dacă ăsta e numele vostru, ești cam grasă, nu știu, ai dita mai burta, chestii de-astea. Ai, da, pula mea! Nu faci nimic! Stai, stai! Nu! Hugh! Nu cred și a pierdut semnalul la Wi-Fi. Pa, fetelor, ne-am lisat pe cinste, nu? Salut, hackerițo! Cine dracu-i fi, e evident. A, da, dai că știu cine ești, e și evident. E fata cu pălărie, e roz în pula mea. Nu, haide, mă, iară un episod siropos în puiul mei. Nu, haide, domn, please, de ce ai venit tu să mă ajuți după ce că eu sunt bărbat și trebuia tu să mă ajuți cu telefoanele tale futute, te m-aș întini. Eu sunt băiat, am pulă, nu am pizdă, știi, și, da, chestii din astea. You like to remain mysterious, huh? Fine. Leac odată până nu ți-o... Da, da, stai. Look, you've got problems, new kid. Whatever you did last night got a lot... Leacă până nu ți-o introduc în cură. People's attention. Sau în cură. Bad people. There's a crime boss who's been calling the shots here in South Park, and now that... Hei, pleacă, fătus, get to what, pleacă. Run for office. Whatever you... Pă, pleacă, odată, fătus, gâtul tău, pleacă. Did last night scare? Deci în secunda asta, dacă nu-mi plec să mă las și să mă descurc singur, să știi că mă supăr. Bă, oameni buni, spuneți-i să plece odată fata asta, că nu știu, mă enervează. Belini, hai să-mi iau pele și pleacă odată, că mă descurc singur. Pleacă, pleacă, tu nu înțelegi? Să pleci odată! Ăsta-i cumva jocul meu sau este jocul ei? Ea vrea să mă ajute, dar păi mei, eu pot să mă descurc, că-i dă, dă! Pleacă! N-am nevoie de tine! Pleacă înapoi la amantul tău! Du-te, dracu! Pleacă și du-te la amantul tău odată, că eu n-am nevoie de ajutorul tău! Încăpat-o! Bravo, am primit și avenie de fată, cică... A zis jocul să-mi dea ADN de poate că poate am pizdă. Da, Vai de pula mea, nu o să uit niciodată prin ce am trecut acum. Printr-o convorbire cu o fată. Hai de pula mea, bă. De ce pula mea? De ce jocul de ce? De fapt, eu n-am treabă la fraiecică, să știi. Dar n-am treabă acolo. Iară Morgan Freeman, da. Too bad, new kid. Minors aren't allowed in a place like that. Of course,
any minor. And Chirito. Chimparito. Celălalt de parte, da. Ok. Yes. De ce Dumnezeu a fi venit fata aia să mă ajute? Nu pot să înțeleg nici acum. A, da, gata. Situația e clară. Îi plăcea de mine, pula mea, da. Pizda, măsii. Nu putea să stea la locul ei și să-și vadă de pizda ei, pământul ei. A venit pe mine să mă ajute. Doi găsi și eu un costum de maker să mă îmbrac și eu haide. What? Bă, nu știu, cred că o să mă îmbrac ca Cartman din primul joc, uite. Ok, vreau să spun că eu mă îmbrac așa cu motiv. Nu găsesc niciun costum să-mi pun, fine. Așa că mă îmbrac ca el din Stick of Truth. Așa. Deci că sunt Cartman acum. Bă, sincer, vine mai bine costumul ăsta pe mine decât venea pe Cartman. Ha? Nu credeți? Nii toaleta, pula mea! Prăjitorul din Oz. Ceva ce n-am ce face cu el. Fai. Ai! Mâncată! Ia stai, să încerc o chestie, poate cade pe mine. Sunt un vrăjitor. Sunt cu costumul lui Cartman din primul joc, South Park Stick of Truth. Hai că facem și pe la asta, stai mie. Facem azi primul episod. Clar. Nu știu că nu mai aveți răbdare.
aici, luăm pe la coioșii ăștia. S-a deblocat și drumul, și drumul de acolo. Perfect. Portofel. What? Now you got a problem with me. I'm not just gonna sit here and do nothing while you insult this man's ethnicity. Salut. Excuse me. Did you or did you not say that this man seemed tired? Yes, he's my friend. I said, Paolo, you look tired. My friend, Mason! Persons of Hispanic backgrounds have been stereotyped as being sleepy, and saying they look tired is a microaggression that will not stand. Le-a zis la tot să se uite la noi, cum, la mine, cum fac microaggression. Că e primul meu microaggression, ok. My friend Brian looks like a chick. Opa, zic de prieten mei. Deci, mă. Bum, te trec. Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory to females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Now let's see if you can spot a microaggression that's more subtle. My pants are warm. My pants are warm. That copy belongs to Tam Sherman. I heard it's going to rain. Janet likes to roller skate. Mr. Yamashiro is actually a very good driver. Ce-ai de Mr. Yamashiro că face în care toantă? Nice kid, very nice indeed. Using the term in care nebună o face foarte bună. And the use of Mr. is offensive to persons of third gender. Now before we talk about your race, I need you to get out there and do some PT work for me. I'll let you know when I think you're ready. Bine, mai tot întreabă. Pălărie de cowboy, de vrăjitor. Da. Ia uite, a scris puștoaica aia enervantă, hai de pula mea. Anticapata dreapta. Du-te și pleacă de aici, de pe Facebook, adică de pe Instagram, mă rog. Acum te mai împrietenești cu mine, că eu sunt copilul nou, dracu. Thanks, kid. That was a real cool picture. Este sinucis mai bine. Mie asta, cine dracu, ce a postat pe Instagram? Că nu m-am mai uitat de mult. Nu. Careva, o scris ceva? Da, puștoare care e enervantă. You're sure spending a lot of time. Crunchy's ideal. I just stopped and I forgot.
Drink honey. You will the GBS Dayton. Your bones say you weep it all day. Mamă, gata, știu, întrebantul poate să fie. Și asta are două profile de Instagram, nu doar unul. Ia uite că spalaure am până acum vreo 39, pula mea. Păi am mult de muncit la asta, mă. E, nici chiar așa de mult, că știu imediat cum se face dracul. Ne-a luat și pe. La la la! Un portof ies! Nii, mă! $4.07 Vai, că pula mea, de ce mi-o scrie mie pustoaica aia, nu știu. Da, semnul e clar. Mă place! Că-s vrăjitor! Nu de una, nici de alta, dar-s vrăjitor în pula mea. Cine nu place un vrăjitor? Da, poate. Hai că m-am gândit la ceva. Poate mă ia cu chestii din alea. Hei, vrăjitorule, mi s-a ajuns puțin? Lumesc. Nu cu chestii din alea, hai că poate. Că nu-i nici chiar așa handicapat jocul ăsta. A, pula mea, trebuie să tai firul. Nu știu cum dracu tai firul. Da, da, știu. Hai. Simplu, ai văzut-o, pula mea. Mă costumez așa, omul 3D. Da, o să păstez pălăria. Totuși. Da, Asta-mi plac. Și ce, hai să ne costumăm ca... Ce plăne? Ca... Stai să văd, ca ce? Ca o parașută, mă, gata, ne costumăm ca o parașută. Numele nostru este... Sveclana ne cheamă pe noi. Sveclana Tutamuta. Ne customizăm ca scufița roșie, bă, ia uite, pula mea. Nu cred. Iolanda, nu vreau să fiu Iolanda, vreau să fiu scufița roșie. Oh, nu merge să ducem de mâncare la bunicuța, yeeei! Gata, m-am răzbit, nu mai vreau scufița roșie, vreau altceva. Și vreau ăsta. De Thor. Perfect. Thor Ragnarok. Dacă n-ați urmărit filmul Thor, uitați-vă la el, că și eu am urmărit câteva filme cu Thor și au fost și mechere. Vai de pula mea, nu de ea, nu. Cum se numește asta? Asgard, ok. Asgard. Aha, uite-le. Asgard. Scuză-mă, eu sunt Thor. Dă-te din calea mea, muritorule. Ce-ai spus, mânca-mi-e, pula. Așa. Și respectă-mă, taci. Oh, dude! Adică, oh, frate. Ni un gunoi. Ce e în el? 7 biohazarde. Ok. Fast travel. Oh my fucking god, tu să iau niște tețeli.
Ia uite ce. I can't believe I agreed to this. He's for here to go. I need to altă treabă decât să mă faci pe mine. Deci eu țin cu a muritorilor supernaturale puteri, voi. Microaggression, voi. Bun, te drec. The kill. Hai să terminăm postarea asta. Așa. Ceva mai bine pișete, dar totuși să scurgă sânge. Special. Luăm ce e aici. Păi aici mai e ceva? Nu mai e nimic. Mephisto. Mephisto și Mephisto. Ci, 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 ci.
ești noi. Au, ne ui! Da, nu cu aici ce? Un festival perfect. Un gunoi. O poșetă. Shalom 3. Yeah.
aia. Fiecare dată, că nu puteți să vă uitați cu niște timp. Sper că mă vedeți. Simțit, ești în templul ăla. Sugeți-o, băieți, sugeți-o.
Gata cu healerul vostru, nu până la care la efecte în pula mea și nu-mi place. Gata, avem toate egale, cum ar fi. Suntem la toate egal. Încă un cheesing vile. Avem costume noi. Costumul de ninja. Mai trebuie să facem rost de hârtie genică ca să mai craftăm și restul costumului de tort. Facem costumul ăla de tort. Dar asta e un costum de tort mai fain. Ia uite, fac ninja acum. Să nu fac eu ninja-ul alb, cred. Mă fac alb, ninja-ul alb mă fac. Alea-s niște cruci sau ceva? De-aia mă vreau să fiu normal, fără machiaj. Uite, cum arată? Bine!
God damaging victiming me. My parents are partying until. Nu știu, cred că o să mă fac înapoi cum eram la costum. Default. 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 Da. 3 a.m. last night. WTF! Și îmi pun alt costum. Data viitoare suntem cu alt costum. Ia să vedem unde e costumașul ăla. Uite. Asta cred că mă pun. Sau nu, hai că ne punem costum de țăran, pui mei. Gata. Lambertid. Lambertid. Asta sunt alte mânuși. Sunt unele costume întregi care conțin și mânuși și altele care nu. Lambertid, da. Nu, no, Danger Deck, îmi trebuie Lambertid mie. Box, I Hopes, Hypersonic, Tempest, Supernova, Supernova, Hulking, Gozen, Scarlet. Hai că le las pe astea. This superhero game is lame. Data viitoare suntem îmbrăcați cu costumul ăsta DLC. Salut. Vreau doar o poză. Ok. Facem o poză cu consilierul, oameni buni. Stai așa, să fim. Ok. Da. Poza cu consilierul, băi. Ok! Ok, bye-bye, ok, bye-bye, ok, bye-bye. Ok, bye-bye. Nu știu. Iar dacă mă vezi ca el, încep să cască. Bun, păi, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați, să dați acolo like și subscribe și dacă îmi dați de-aia nu mai pot eu, dar neapărat dați, vă rog eu, și eu nu, haide. Ciao!